Avem unele momente și unele zile în care ne uităm în jos, în care toată postura corpului nostru arată decădere, arată faptul că ceva nu se leagă. Ei bine, aceste poziții implicit transmit un mesaj care încetul se transformă la nivel chimic în interiorul corpului nostru. Și creierul începe să zică, da, e nașpa, da, îți merge rău, da, nu prea te descurci și așa mai departe. Și rămâi în starea respectivă. Știți, se vede de la distanță, cei drept calculatoarele încă nu remarcă poate lucrul acesta decât cele care sunt bine programate, unele softuri care sunt bine lucrate pentru a detecta așa ceva, dar în mare parte nu remarcă. Însă noi oamenii simțim lucrul acesta. Când ne uităm pe stradă și vedem un om care merge cam așa, ne dăm seama imediat că ceva nu e ok. Se vede pe privirea lui, se vede pe fața lui, se vede felul în care ține mâinile, umerii și așa mai departe. Ei bine, ce este interesant este că lucrul acesta se poate schimba și în direcția cealaltă. Da, uneori este ceva mai greu să facem lucrul acesta, mai ales de vreme ce al nostru creier deja este convins că suntem, da, down, e rău, nu merg lucrurile și așa mai departe. Însă ce este interesant, că puteți schimba lucrul acesta și doar la nivel de mesaj pentru corpul vostru. De ce? Pentru că așa cum ai o postură și stai și te uiți în jos atunci când ți-e cam rău, la fel ești vesel, bine dispus, te uiți mai în sus, vezi linia orizontului, toate lucrurile parcă sunt bune, toate se leagă, toate merg în direcția în care îți dorești până la urmă. Respiri altfel, emani o stare din asta de bine și implicit lucrul ăsta se vede și în exterior. Și totul ține de fapt de modul în care privești lucrurile. Într-un fel privești în jos, asta este încă o zi, mă duc la servici sau cum mai zic alții, că nu-mi place deloc cum zic, sau am de făcut nu știu ce, asta e viața, trebuie să mai faci și din astea, ok? Sau ești bine dispus, te uiți mai în sus și toate lucrurile parcă se leagă. Eu vă recomand partea a doua, așadar priviți în sus decât în jos. În sus? Ha. Și toate lucrurile vor merge într-o direcție, bineînțeles, ascendentă. Succes!